scăzut înțelegerea de investiții cu 21% față de anul trecut. Am și este crescută și partea de funcționare cu 7,7%. Am încercat să o ținem cât mai bine sub control. Vă dați seama, sunt prețuri care au oscilat de la furnizarea de, eu știu, energie și la ce înseamnă hrană sau la ce înseamnă combustibil. Vorbim pentru unitățile din subordine. Și în felul acesta avem un 7% creștere la funcționare. Dar cu ajutorul a ce a însemnat proiectele pe care le-am accesat, avem un plus de 18 milioane de euro la secțiunea de dezvoltare, creștere comparativă cu anul 2023, o creștere cu 21%. Sursele prin care ne finanțăm investițiile Consiliului Județean Dorj, trei surse principale și vorbim, grosul este format din fonduri europene, anul acesta 82,1 milioane de euro, sunt din bani europeni, fondurile nerambursabile. De asemenea, avem și 17 milioane de lei din alocațiile bugetare și vorbim aici de bani pe care îi vom folosi tot în investiții. Salariul tineretului înseamnă mai mult de jumătate din suma pe care o avem din alocații bugetare ca și bază de finanțare pentru începutul investiției, până va fi preluat de cineva. Și, bineînțeles, mai sunt 2,1 milioane de surse, sunt taxele și impozitele care vin spre Consiliul Județean și un rest din creditul intern pe care l-am accesat pentru cofinanțarea proiectelor europene. 80% din, vedem sursele de finanțare, grafic, 80%, așa cum am spus, înseamnă banii care vin din sursele nerambursabile. Plan Național de Redresare și Reziliență și sunt foarte multe proiecte pe PNRR, vorbim de programul regional sud-vestul de Diapor și aici am semnat proiectul pe drumul județean Mistintesului, vorbim de Program Național de Investiții Anghel Salini. Nu e prevăzut în slide, dar mai avem un rest de execuție pe PNRR 2. Sunt principalele surse pe care le-am atras. Celelalte, așa cum am spus, 17% sunt alocații bugetare și creditul pe care am contractat pe cofinanțarea proiectelor. Avem un slide ca și grafică, așa cum am spus, eu l-am considerat unul dintre cele mai importante azi. L-am considerat 2023, finalul anului 2022 și până în decembrie 2023, am considerat cea mai importantă perioadă pe care a parcurs-o Consiliul Județean, ce înseamnă atragerea fondurilor europene și datorită multitudini de proiecte, dar și faptului că într-un singur an am atras 200 de milioane de euro. Ca și să facem o comparație, fostul program operațional regional banii din Uniunea Europeană pe perioada de programare 2014-2021, am accesat aproximativ 170 de milioane de euro. Deci cei 7 ani de POR, în perioada de programare trecută, au însemnat 170 de milioane de euro. Doar 2023, pe diverse programe, am însemnat pentru Consiliul Județean peste 200 de milioane de euro pe care am atras. Și am finalizat 2022 cu două proiecte și vorbeam de clinica de pediatrie pe strada Coposu, cu centrul maternal Sfânta Ecaterina și liceul Beethoven la finalul anului 2023 și apoi am început, cred că în afară de ianuarie, august, văd pe și aprilie, a fost fiecare, n-a fost lună fără să semnăm un contract de finanțare consistent cu Uniunea Europeană sau cu Ministerul Dezvoltării. Au urmat în februarie cicloturism, un proiect de aproape 30 de milioane de euro, renovarea sediului Poliției Secarcea, Clădirea Consiliului Județean și Centrul Sfântul Vasile. În martie, în mai, am avut semnarea cu Ministerul Dezvoltării 26 de milioane de euro pe drumul județean Preasta Argentoaia, limitea județului Mehedinți. Au urmat apoi programul pentru dotarea cu echipamente IT și pentru tot ce înseamnă mobilier școlar. Au urmat două programe pe microbuze și vorbim de programul de microbuze electrice pe PNRR, dar am mai depus un program și am fost, cred că al doilea care am depus în noi, al doilea și județ. Și
aici, încă patru microbuze clasice pe Motorina, am reușit să le obțin programul Ministerului de Dezvoltare pentru alte patru localități. Octombrie a semnat, septembrie am semnat și apariția ca și ordinea ministrului, acum urmează să apară licitație publică de execuție, alocarea pentru spitalul de la 1 milioane de euro pentru extindere și modernizare. De asemenea, octombrie a însemnat campusul de 21 de milioane de euro, campusul pentru învățământul dual, de singurul județ în Oltenia care face una cu asemenea investiție. Urmând ca la finalul anului am avut semnarea proiectului cu drumul județean 641, așa cum am spus, Vischii, Tezului, Limita, Județului Olt. A fost primul județ din România care a semnat un contract de finanțare pe noua politică de coeziune a Uniunii Europene, pe nou POR. Și am finalizat anul 2023 cu câștigarea unui nou proiect pentru 30 de biblioteci, pentru ce înseamnă echipamente și dotare, și inovarea 4 sedii de biblioteci din Ciuperceni, Vela, Cernătești, plus, bineînțeles, Casa Memorială de la Farago. Mai avem proiecte depuse, care sunt proiecte depuse cu valoare de 10 milioane de euro. Așteptăm să apară, nu știu, să fie evaluate și să vedem pe care le semnăm și începem investițiile. Ca și o sinteză pe domenii, avem 55 de milioane de euro anul acesta pentru partea de transporturi, vorbim de special de ce înseamnă drum, plus niște investiții la aeroportul Craiova. Avem 14,3 milioane de euro pe proiecte care au legătură cu cultura, recrearea și energia. Avem 7,6 milioane de euro pe diverse alte domenii. Am vrut să subliniez că cele mai mari proiecte și cea mai amplă intervenție pe care am avut-o ca și conjunțean în învățământ anul acesta este 25,6 milioane de euro proiectele pe care le vom implementa în acest domeniu. Este un grafic ce înseamnă ponderea transportului, învățământul, de asemenea cultura și învățământul, așa cum am zis, pe cuantumul sumelor de investiții. Așa cum spuneam, transporturile înseamnă, de fapt, sunt banii pe modernizarea diverselor artere rutiere, dar și investiții la aeroport. Mai sunt investiții la aeroport, vom face o parcare nouă, avem alte investiții pe ce înseamnă, exceptând proiectul pe care îl implementează aeroportul Craiova, proiectul de 97 de milioane de euro, care merge înainte, îl vedem cu toții. Acestea sunt alte intervenții, un milion și jumătate aproape va fi o nouă parcare de 500 de locuri, cred că ordinul de CPR va fi curândat. De asemenea, mai sunt alte investiții pe ce înseamnă sport de putere, tot ce înseamnă partea aceasta de logistică care este nevoie în funcționarea unui aeroport. De asta am vrut să și subliniez. Investițiile sunt din banii proprii pentru aeroport și nu au legătură cu terminalul care acum e construcție pe proiectul de 97 milioane de euro. Ca să trecem într-o scurtă sinteză, drumul 641 va apărea în sistemul electronic de achiziție publică, cred că în cursul săptămânii care urmează, documentația locată de SEAP, pe SEAP, mai urmau dar un simplu aviz pe proiect de la ATR, ca să îi se dea submit, ca să poată să-l apară. Va fi cea mai amplă investiție pe care am avut-o pe un drum județean și sperăm noi că spre luna mai, cel târziu, să avem și utilajele pe drum. Urmează drumul 606A, vorbim de drumul Preasta Cetoaia din județul Mehedinți. Tronsonul Scaeștea, Cetoaia Mehedinți, este supus intervenției pe Anier Salinii. Sunt 25 de kilometri.
licitația este finalizată, atribuită, vineri semnăm contractul și de lucrări cu firma care a câștigat, iar cea perioadă de câteva zile să așteptăm eventuale contestații. Dacă nu o să fie înregistrate contestații până mâine, vineri vom publica și anunțul că este contractul semnat și se pot apuca de lucru. Este un drum pe Angel Salini, înainte de tronsonul Scaiești și Argentoaia, mai este un tronson pe Mihălița, care are alocat o sumă de 100 de miliarde de lei vechi și o zonă de alunicare de teren pe care o vom scoate la licitație în cursul acestui an. Tot banii Angel Salini pe care am accesat urmează să scoatem autorizația de construcție de luna aceasta și să scoatem și la licitație această porțiune. Vorbeam de investiția aeroportului, o investiție pe care noi o sprijinim. Avem o alocare de 12 milioane de lei și vorbim de partea de cofinanțare și partea de TVA. Banii sunt din banii europeni, este finanțarea trebuie terminat din program de infrastructură mare, sunt 97 milioane de euro, așa cum ziceam, pentru 30 de milimetri pătrați, nou terminat și, bineînțeles, platformă de nouă platformă de îmbarcare, de îmbarcare, căi de rulare, drumuri de acces, parcare, mai sunt parc fotovoltaic, iar noi suntem ca și principal beneficiar, bineînțeles, și proprietarea aeroportului, avem cofinanțarea și TVA-ul pe care îl rulăm la bani și sprijinim. Spuneam de parcare la aeroport, 4.872.000 de lei sunt aceste locuri, completează parcarea pe care o facem pe fonduri europene prin program